Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu am venit la Șef la Cuțite ca să-mi dovedesc mie, dar și celorlalți, că putem, chiar dacă suntem într-un scaun rulant și credem că nu mai putem să facem nimic. Cine spune asta? Doar bariera noastră mentală. Ce poate să te împiedice să nu faci ce fac și eu? Să gătesc medie în sos de vin. Noi putem mereu mai mult. Dacă sănătatea este alături de tine, de ce altul să fie mai bun decât tine? Midiile trebuie să le curățăm, să nu ne crânțăne prin dinți. Eu sunt frizer de meserie, de fapt. Dar de mic copil mi-a plăcut bucătăria, am stat după fusta mamei, mai rău ca o fetiță, și după am plecat pe barba mea la muncă de la 14 ani să devin bucătar. Eu îmi doresc pe viitor să devin un om de succes. Prin asta, de exemplu, bucătăria, fiind un lucru care mă atrage și mă și pricep, să-mi deschid un lucru al meu, până și o gogoșărie. Ai produce bani din ea dacă știi cum să produci bani și să vii cu ceva nou. Nu văd mare lucru, dar cam îmi dau seama ce am făcut aici. Muncind atâția ani într-un restaurant mediteranean, grecesc, asta am învățat să fac, dar știu și alte lucruri. Dar am vrut să vin cu ceva. Wow! Sper! Ce mă pune în dezavantaj pe mine, faptul că eu nu mai am niciun fel de miros în urma hematomului care mi-a afectat mirosul și ochiul stâng. Eu nu simt niciun fel de miros, cum miroase, cum simt gustul, dar mirosul de niciun fel. Și mi-aș dori să simt mirosul midiilor acum. Această emisiune este un start foarte multor oameni care aici vin să se testeze și își dau seama că merită să continue cu asta. Și tocmai de asta am venit și eu. Mă chinui destul de mult, dar asta nu înseamnă că mă dau bătut. Continui, pentru că scopul meu este să iau cuțitul și să-i uimesc pe cei patru șefi. Și sper să vă uimesc. Eu am venit la această emisiune nu doar să-mi dovedesc mie cât de bine gătesc, ci și să fiu un exemplu pentru ceilalți care sunt în aceeași situație la fel ca mine și cred că nu mai există fericire după o asemenea situație tragică. Și există. Ciorbă? Ciorbă. Oh, nu! Oh! Opa! Opa! Oh, o bouillabaisse, o bouillabaisse franceză. Doamne, oh, câte lămâie mi-au pus. Nu e bouillabaisse. Nu este bouillabaisse. Nu e bouillabaisse. Sunt midii în sos de roșii. Nu, mi-au pus o lămâie întreagă, mănâncă tu. S-a gândit că suntem prea acri noi. Cred, cred. Da, putea să ne catalogheze așa. Nu, e pozitiv că, cum se cheamă asta? Coța? Coțe, midii. Mi-a plăcut coptura de la midii. Midia e coaptă, ok. Dar sosul ăsta e acru. Oh, bă, dar de ce sunt așa dulci, mă? Bă, mai e acru și ăsta, o. Oh. Acum chiar nu e acru deloc. Bă, dar nu e ăsta. Iar avem alte... Iar ăsta e acid. Ăsta e acid. Ăsta e aciditate. Acru și aciditate, iată treabă. Ia, mă, să le mai mestec o dată, să vedem. Sosul era prea mult alcoolic, că vinul nu s-a dus în reducție, nu a evaporat alcoolul și a rămas chiar acru. Mie mi-aduce aminte de mare. Mie nu. Nu sunt rele. S-a muncit aici. A tocat toate astea, Bruno, azi. Le-a călit. Da. Ceapa e puțin, e cam negătită. Da, sunt puțin adente. În astfel de preparat, legumele nu trebuie să fie nu te stergi. Nu, pe tocmai asta e, să se gătesc trebuie repede. Trebuie să fie un pic ardente. Dar le tai, le tai subțiri. Da. Acum sunt mai mari emoțiile decât înainte. Eu cred că este cineva foarte pasionat. Nu este ceva complicat de făcut. Are gust. Ce nu e complicat, aia e de fapt complicat. Da, ce e mai ușor, aia e complicat. Mie mi-a plăcut. Eu o să-i dau un cuțit. Dacă mai era redus, cred că 3-4 minute, se evapora și alcoolul. Și eu la sfârșit, de obicei, bag o bucată de unt pentru cremozitate, pentru... Păi, unt să pune unt, Doamne, strigă Dumnezeu! Ba da! Te rog! Richard, pun și eu unt, să știi. Doamne, ajut! Da, vin, unt, plec acasă, plec în Italia cu primul zbor. Ceapă, usturoi, de ce? Ținând cont că și restaurantele mele sunt în mare,
caut mereu gustul intens de pește și nu îi pun prea mult înăuntru. Eu nu pun prea mult sus de boilon, prea multă vină, că alterează mult flavorul la pește. Pește, ulei de măslini, mediteranean taste. Dar lasă-mă că noi suntem în România, noi dăm pe partea cu Franța, în partea aia. Ne place să gătim cu unt. Dar cu ulei de măslini, nu? Sunt din Marea Neagră, sunt de la noi. Nu sunt de la tine, din Italia. Ok. Hai să vedem cine este. Să vedem. Sigur e de la mare ceva. Wow. Bună seara. Salutare. Salut. Bine v-am găsit. Seara. Bine ai venit. Ai 30 de ani. Nu, abia ce am împlinit 25 de ani. Mulți înainte. Numele meu este Adrian Izgoană. Sunt din județul Constanța. Ah, la mare, da. Asta am ghicit-o? E de la mare. Și sunt frizer de meserie. Wow. Dar am muncit pe litoral, fiind din Constanța, de mic copil și în restaurant mediteranean și mi-a plăcut foarte mult acest tip de midii în sos de vin. Am fost un pic șocați că au venit pe un scaun cu rotile și normal, a fost și eu așa un pic mai sever, m-am zis și eu un pic mai, am zis, n-au făcut în timp să reducă vinul, dar îți dai seama câte dificultate poate să aibă ca să facă de mâncare. Am simțit un pic că nu știu, așa... Cum ai ajuns să gătești? Păi eu de mic copil am fost cu bucătăria. Mi-a plăcut să stau după fusta mamei. Și după, având o familie destul de anevoioasă, acum un an și două luni, am plecat în Franța împreună cu iubita mea la cules de fructe pentru bănuții care ni se dădeau acolo. Ce s-a întâmplat acolo? Într-o zi de weekend, o zi în care eu mă bucuram că mai și tundeam, că asta făceam. Mamă, tată, de gradul 1 de obicei, eu am spus din prima, iubita mea. Iubita mea a fost alături de mine timp de 6 luni de zile, eu nu m-am dat jos din pat. După 7 luni de zile am făcut un remene și s-a dedus faptul că am secțiune totală între vertebrele T9 și T10 din cele 6 fracturi și lipsă substanță măduvă, că asta este cel mai grav. Nu am niciun fel de control, niciun fel de simț asupra părții lezate de la jumătatea abdomenului în jos. M-am documentat și am descoperit un chip epidural în Thailanda. În Thailanda este cea mai bună clinică și acolo merg toți. Ce înseamnă asta? Se implantează un chip epidural între zona bună a măduvei și zona afectată. Și zona afectată, ca să poată să transmită informații din zona. Nu o să mă facă să merg la fel ca înainte, dar o să am control asupra părții paralizate. Când ai zero, și puțin contează foarte mult. Doar că, din păcate, costă 120.000 de euro împreună cu transplantul de celule, că eu am lipsă substanță măduvă. Pentru mine ar însemna foarte mult, pentru că mi-ar îmbunătăți viața, sănătate mai multă, circulație mai bună, mișcare ale picioarelor, echilibru mai bun. Eu dacă îmi dau drumul la mâini, o să
pic pe față dacă dau să mă las. Nu cred. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Doar eu și șoferul. Da, și el a pățit ceva? Nimic. Ce? Șoferul este bine, sănătos, nu m-a căutat niciodată, nu mă susține nici moral, dar nici financiar. Vrea să-și trăiască viața, a spus. Și au venit părinții tăi în Franța? Da, a venit mama mea, fratele meu cel mai mic, iubita mea a rămas acolo cu mine, ea este și în ziua de azi alături de mine. Și sunteți împreună și acum? Da. Ai, super. Iubita mea, care în continuare mi este alături, ea s-a chinuit cel mai mult cu mine, că numai prin recuperare am stat și stau în continuare, și ea mergea peste tot cu mine. Învăța ce trebuie să-mi facă și acasă și ea credea la fel ca mine. Lasă, că mâine mergi, mâine mergi. Mi-am luat curaj și am început cu recuperarea cum trebuie. Din dorința de a fi independent, să nu mai chinui pe Oana atât de mult, am mers la recuperări și de viață activă și independentă, nu doar recuperare să reușesc să merg. Asta cred că facem toți, ne dorim să mergem, dar pe lângă asta, de ce să nu ne dorim să nu îi mai punem în deficiență pe cei de lângă noi, să-i chinuim tot timpul? Am adus-o și pe Oana, ca să ne cunoașteți. Bună, Oana! Bună, Oana! Sunteți exemple. Ai trecut cu el, practic, prin aceste evenimente. Da. Amândoi am trecut prin fiecare clipă și fiecare sentiment. Este dovadă de iubire pură, este dovadă că sunteți suflete perechi, este mulțumim. Dovadă că se poate ca cineva să nu te lase niciodată la greu și uite cum voi doi reușiți să treceți peste această problemă cu zâmbetul pe buze. Mă impresionează mult, nu e o viață ușoară, ne dăm seama că noi suntem așa de frenetici, vrem și avem tot, dar odată când vezi istoriile astea, atorni cu picioarele pe pământ și îți dai seama cât e genorocos să ai și o viață normală. A fost o stare incredibilă la care mi-a atins pe toți și atunci când au ajuns și prietena lui, cred că la toți patru ne-a venit ochii cu lacrime. Nu știu, când ești așa de tânăr și să fii o femeie așa de puternică, să stai aproape de el, să nu pierzi niciodată mintea. Nu e ușor. Până să mai departe să ajungi în stație. Seară bună! Haideți să... Să vorbim și de mâncare. Bun. Să spun așa. Pentru că noi am mai cochetat cu acest gen de mâncare. Se vede că este un preparat pe care l-ai mai gătit, se vede o dorință, o pasiune. Da, în timpul ăla am crezut că o să fie îndeajuns, dar nu e așa, trece imediat aici. Faptul că mie îmi place, trebuie să înțelegi că meriți acest cuțit. Eu zic să o ții pe drumul ăsta de a găti și Doamne ajută să ne vedem cât mai sănătoși. Ai reușit să faci midile bune, dar poate trebuia lăsate mai mult, e adevărat, că se mai simte încă vinul, dar eu ți-am dat cuțitul. Să știi. Bravo. A fost o mare emoție pentru noi și ne-a demonstrat că în viață, dacă vrei, se poate face și nu te-ai lăsat niciodată bătut. Eu nu știam istoria ta. Jurizarea mea e strictă. Aici a fost erorul ăsta tehnic cu vinul alb, care nu a evaporat alcoolul și pentru mine nu a fost încuțit. Nu știu, eu mi-aș fi dorit să am poate niște ceapă verde tăiată și niște pătrunjel proaspăt să-mi dea o anumită prospețime la această farfurie. Dacă voi nu ați jurizat cum trebuie, atunci cine?
bune. De ce manipulezi oamenii? N-am vrut să manipulezi. De ce te folosești de treaba asta? Am vrut să simt. De ce nu-i dat drumul să aleagă singur? Te-ai uitat în ochii lui, l-ai ținut în ochii lui. De ce sunteți atât de invidioși? Nu suntem invidioși. Nu mai folosi lucrurile astea. Așa e, așa e. De ce? În ce echipă vrei să stai? În ce echipă vrei să stai? Nu așa. Te-ai uitat în ochii lui așa. Nu ce echipă vrei să stai? Așa. N-aveai nicio șansă. Deci ascultați-mă pe mine. Când am dat mâna cu el, am transmis încrederea de care el are nevoie. Da, nu e ok. N-aveți cum să înțelegeți. Știi. Nu e bine ce ai făcut. Nimic nu e bine ce fac eu. Nu. Când vine vorba de experiență. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.